Bine v-am găsit, o să fac etalările pentru, da, foarte repede așa, pentru membrii organizației. Voi începe cu comandantul. Poate spate strada. Mi-a căzut una jos. A spus că nu-mi place masa asta, că tot timpul cad runele jos. Și e un tir pe care trebuie să îl dăm. Ei, înseamnă că asta este soarta. Dar aici au schimbări, ia uite. Vin ăștia, îi dau bani. Schimbă totul să-i dea bani pentru divilopărelile lor. Pentru oamenii lui. Își plătește oamenii. Deci, o schimbare care este așa și așa, poate să fie o schimbare bună sau nu. Pentru el. Uitați, el are aici, n-are niciun fel de treabă. Deci, Turisaz, ciocanul lui Thor, alături de Tyr, am zice că ceva nu-i va merge. Se împotmolește în ceva. Mai repede spus, în ideile lui, pentru faptul că nu acceptă sfaturi, nu acceptă ideile altora și vrea să-și impună voința lui. S-ar putea să nu reușească și să întâmpine probleme. Poate să fie un moment în care nu are sprijinul celorlalți. Este un tir răsturnat și arată întotdeauna că ceva nu va merge așa cum își dorește el, acest comandant. Deci, tir răsturnat nu-l aduce o comunicare bună, nu poate să comunice bine, este nerăbdător, vrea să ajungă foarte repede la o finalitate și preferă să lase totul în voia sorții. O schimbare pe care o ia, o schimbare pentru a, o schimbare de loc de muncă, nu prea cred, de locuință, poate să duce la Paris. Deci, unde are grosul tablourilor, sau în Germania. Deci, o schimbare. Își mută domiciliul în vara asta în străinătate, unde își va fixa un scop, fiindcă această rună Eichvaz îl ajută să depășească obstacolele de la Nied. Este o rună care îi spune că îl susține să-și atingă un scop și chiar dacă are obstacole, probleme, întârzieri, are răbdare, fiindcă are chenaz, căldură sufletească, toată lumea îi oferă la câți bani are și cât avere. Să ia o schimbare lentă și stabilă, dar și o schimbare ca o piatră de temelie, de acum încolo nu va mai face ceea ce a făcut până acum. Poate nu o să-i mai lase pe cei care îi plătesc atâția bani la chirie să umble pe strada asta mizerabilă și plină cu bălți și poate, cine știe, curăță de 10 ori strada pe zi și pentru ei, că doar îi dau bani. Deci, să sperăm că își schimbă această atitudine față de acești oameni. Sau poate, cine știe, vine o naționalizare și îl scapă de probleme, de avuție, de bogăție, îl scapă de griji. Și pe el și pe urmași. Să vedem pentru marii cadastriști. Manuela. Oh, femeia care
dăiurile după cum vrea ea, după cum vrea Marcela. Nu răspunde în fața nimănui. Ea face ce vrea. E șmechera lumii. Ia să vedem noi ce are aici. Să-i luăm ce nu este într-o poziție benefică, că nu citim decât ce ne arată Așa. Dacă a avut o problemă de sănătate, își va reveni foarte repede. Dar s-ar părea că nu are noroc. Ceva se întâmplă, îi se întorc și ei stelele. Și nu are noroc. Lipsa norocului. Tir poate să reprezinte o situație dificilă în care, din cauza nerăbdării, s-ar putea să se facă vulnerabili singuri, să nu aibă o reușită, să aibă probleme, încurcături și chiar o pierdere, fiindcă avem aici un chenaz care arată o pierdere. Deci se încheie ceva în viața ei, poate se încheie lucrul la OCPI. Și nu mai fură pe atâtea proprietăți și are și o pierdere. Normal, nu mai pleacă cu geanta plină cu bani de la lucru. Dar totuși aici are totuși o recuperare a vitalității. Poate că a avut o problemă de sănătate sau va avea o problemă de sănătate și zic eu că își recuperează vitalitatea foarte repede, se recuperează, cu toate că a avut o neșansă. Cine știe? Și alții plâng după munca lor. Ia să vedem pentru domnii directori șmecheri, luăm unul la întâmplare care și-au împărțit curțile școlilor și, bineînțeles, și-au făcut afaceri, cum a fost directoarea de aici. Era o curte enormă la școală, au împărțit-o făcând o grămadă de vile. Și bineînțeles la Dumitri, care sunt consilieri, când pe colo, când pe colo, consilieri se bagă pe la primării și au tot timpul ceva de spus la genul: a, vin și pe aici, din când în când să văd ce mai e. Mai mă duc și la casa ailaltă, deci să plimbă, știți, între case, între case, între vile, nu case de orice tip, vile enorme. Să vedem pentru doamna directoare sau domnul director care a fost aici și a mătrășit toată curtea făcând vile pentru domnii. Să aibă între ce se plimba, între vile. Care au fost făcute tot pe bani europeni, pe care o să-i plătim toți. Ei nu. Hagal, unjo, nu are noroc, așa, asta este benefică, asta o lăsăm tot aici, asta aici. Au o șansă, uitați-vă cum soarta îi dă o șansă, o schimbare care ar trebui să o ia și turisaz. Deci, în fine, nu le surâde norocușilor. Nu au noroc.
nu au nicio șansă. Norocul înseamnă și pentru relații, și pentru afaceri, și pentru locul de muncă, cam tot. Vedem aici o relație, o relație care nu merge, nu se stabilizează, ceva care nu este benefic. Dar cam asta ar fi. Aici avem un tir care este puțin înclinat. Nu l-am trecut la cele bune, fiindcă este înclinat. Deci tir ar reprezenta o victorie. Speră să aibă o victorie, o reușită, să se bazeze pe sprijinul unui femei. Dar o femeie care poate să facă actele și să fie să acopere tot felul de matrapaslâcuri, tot felul de falsuri, s-ar părea că nu este de folos. Acest tir răsturnat nu îl susține. Este un moment în care o femeie s-ar putea să nu-i fie fidelă, loială. Să arate multe nerăbdare, chiar să renunțe la a lupta, dacă este bărbat, și chiar o comunicare dificilă. Aici întârzieri, înghețare, obstacole, probleme, totul este înghețat, Isa, fărâmițarea a problemelor, dar tot la fel se mențin obstacole, întârzieri și am putea spune că singura șansă ar fi să-și asume niște riscuri, dar riscuri luate, asumate, trebuie și plătite. Singura șansă pentru ei este această Eichvaz, care este răsturnată. Eichvaz este arborele de Tisa, care anunță că pot schimba această situație nedorită într-o situație benefică pentru ei, dacă sunt corecți, fermi, prevăzători în tot ceea ce fac, vor putea aduce schimbarea în viața lor, o schimbare bună, benefică, care să le influențeze și vitalitatea și să pară totul ca o reușită, mai ales alături de ciocanul lui Thor, să culeagă, să se afle la un moment dat într-o situație benefică, adică la momentul oportun, în momentul, la locul bun, unde să colecteze niște beneficii, dar pentru a-și atinge scopul lui este foarte dificil, pentru faptul că întotdeauna el are dreptate, ceilalți nu. Deci eu zic că pentru acum ajunge cât am cunoscut din această mizerie socială. Vă doresc să fiți corecți.